Artur Ioniț a fost desemnat cel mai bun jucător al Veronei în luna februarie. Mijlocașul Naționalei Moldovei a acumulat cele mai multe voturi în cadrul celei de-a 14-a ediție a concursului lunar desfășurat de clubul italian. Artur Ioniț a adunat 27 de voturi. Moldoveanul este succedat de atacantul de la Bayern München și al Naționalei Italiei, Luca Toni, cu 16 puncte, iar ultima etapă a podiumului este ocupată de Luca Marone și Gianpaolo Pazzini, care au acumulat câte 10 puncte. În clasamentul general al ultimelor 14 luni, lider este Emil Halfredson cu 163 de voturi, iar Artur Ioniță ocupă locul 7 cu 58 de voturi. În luna februarie, Ioniță a marcat un gol de excepție în derbiul cu Chievo, Verona obținând victorie în acea partidă.